Anul trecut, Agenția Europeană pentru Medicamente a ghidat state membre cum să folosească ambele pastile antivirale ca tratamente de urgență, în vreme ce se desfășura analize pentru a ajuta țările să decidă în privința aprobării rapide înaintea celei formale la nivel UE. Autoritatea de reglementare a UE a afirmat că experții care revizuiesc noile medicamente se întâlnesc de luni până joi în această săptămână cu obiectivul de a încheia evaluarea, dacă este posibil, a tratatului dezvoltat de Pfizer numit Paxlovid. Vom comunica decizia spre sfârșitul săptămânii, a adăugat EMA. Italia, Germania și Belgia sunt printre puținele țări UE care au cumpărat medicamentele. Analiza EMA pastilei Merck, dezvoltată cu Ridgeback Biotherapeutics, durează mai mult decât cea pentru Pfizer. Pentru Merck a emis date dintr-un studiu în noiembrie, care arătau că medicamentul lor era în mod semnificativ mai puțin eficient decât se credea anterior. Merck a aplicat mai devreme decât Pfizer, însă apoi ei au trimis ultimele date privind eficacitatea mai târziu și astfel le-a luat mai mult autorităților europene să examineze ultimele informații. În timp ce vaccinurile sunt în centrul luptei contra pandemiei, reglementatorii analizează antiviralele care pot fi administrate acasă ca o nouă armă împotriva variantei mult mai răspândite a Omicron. Agențiile americane și britanice și-au dat aprobarea pentru ambele medicamente la tratarea anumitor pacienți adulți cu risc ridicat. EMA a declarat pe 10 ianuarie că ar putea emite în câteva săptămâni o decizie dacă să aprobe folosirea tratamentului Pfizer cu două medicamente Paxlovid. Într-un test clinic, acesta a fost aproape 90% eficient în prevenirea spitalizării și deceselor atunci când a fost administrat într-o fază timpurie pentru pacienți cu risc ridicat de boală severă.